Salut și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School învățăm împreună Așa cum v-am obișnuit noi Marțea, marțea ne întâlnim cu Alina Ciocan, profa noastră Cool de matematică, care până acum V-a prezentat exercițiile De la bacalaureat pentru matematică Ca să vă pregătiți voi mai bine Și să luați o notă mare Pentru că da, prin exercițiu Putem învăța Așa face Alina Ciocan acum Vine să vă prezinte a doua parte Din funcțiile de gradul al doilea pentru că, da, nu am capăt într-o singură lecție, ci în două. Am încercat și eu. Da? Revedere! Bună, sunt Alina, profata de mate. Astăzi vom studia monotonia, graficul și semnul funcției de gradul al doilea, lecție ce face parte din programa clasei a noua. Știm deja cum arată o ecuație de gradul al doilea, care este forma ei canonică și cum rezolvăm ecuația atașată ei. Haideți să vedem cum arată ea grafic și care sunt monotonia și semnul ei. Să mergem la tablă. Să ne amintim care era forma canonică a funcției de gradul al doilea. Bun. Deci, dacă f este definită pe R cu valori în R și f de x este a ori x pătrat plus b ori x plus c, adică este funcție de gradul al doilea, atunci forma canonică este a pe lângă x plus b pe 2a totul la pătrat minus delta supra 4a. Noi știm că graficul unei funcții este o mulțime formată din punctele de forma x și f de x cu x în mulțimea numerelor reale. Și atunci, dacă ne uităm puțin la f de minus b pe a, adică lui x i dăm valoarea minus b pe a, Termenul acesta va fi 0. Deci f de minus b pe a este minus delta supra 4a înseamnă că punctul de forma minus B pe 2A și minus delta supra 4A aparține graficului funcției noastre. Dacă mai analizăm puțin, atunci când A este mai mare decât 0, observăm că ce? Că A pe lângă X plus B totul, pe 2A totul la pătrat evident e mai mare sau egal decât 0 pentru că acesta este un pătrat perfect și am spus că A este pozitiv. Deci asta înseamnă că atunci când vom scădea un minus delta supra 4a, vom obține că f de x este mai mare sau egal decât minus delta supra 4a sau că f de x este mai mare sau egal decât f de minus b pe 2a, că am stabilit că minus delta supra 4a este f de minus b pe 2a. Bun, asta înseamnă ce? Că minimul funcției noastre este f de minus b pe 2a, da? deci valoarea minimă este Minus delta supra 4a. Analog, dacă aul este negativ, asta înseamnă că a pe lângă x plus b pe 2 a la pătrat e mai mic sau egal decât 0. Acesta este tot timpul mai mare sau egal decât 0. Deci, asta înseamnă că f de x e mai mic sau egal decât în minus delta supra 4a. Deci, maximul funcției, da dacă f de x e mai mic decât f de minus b pe 2a. Este minus b pe 2a. Deci, înseamnă că acest punct, minus b pe 2a și minus delta supra 4a, este important în trasarea graficului funcției noastre. Graficul funcției de gradul al doilea este reprezentat de o parabolă. Acest punct, minus b pe 2a și minus delta supra 4a, va deveni vârful parabolei și va fi un punct de minim sau de maxim. Depinde de a. Mai știm că pentru a intersecta uh, graficul funcției cu axa o x, trebuie să rezolvăm ecuația f de x egal cu 0. Da? Bun, fiind o funcție de gradul al doilea, vom avea două soluții. Dar sunt ele tot timpul reale? Deci să ne amintim așa, că dacă avem a ori x plus b ori x plus c egal cu 0, atunci delta este b pătrat minus 4a c și x1, x2 vor fi minus b plus minus aici plus minus radical din delta, dacă le-am scris pe ambele, supra 2a. Și atunci, dacă delta e mai mare decât 0, asta înseamnă că pot să calculez acel radical, deci vom avea două numere, două soluții reale și distincte. Dacă delta este 0, radical din 0 este 0, înseamnă că cele două soluții vor fi egale cu minus b pe 2a, da? care este chiar prim, este prima coordonată a acelui punct, minus b pe 2a. Și evident sunt reale, iar dacă delta este mai mică decât 0, atunci nu pot să calculez radical dintr-un număr negativ în mulțimea numerelor reale. Asta înseamnă că x1 și x2 nu aparțin lui R, deci nu am soluții. Bun, și atunci, pentru a trasa graficul, trebuie să avem informații despre A și delta. Ideea este așa, când aul este pozitiv, da, adică mai mare decât 0, graficul este fericit. Deci, parabola arată ca un zâmbet. Zâmbetul de aici reprezintă parabola, da? Bun. Când aul este negativ, ne întristăm și parabola este cu brațele în jos, da? cum avem aici zâmbetul trist. Bun. Schematic, hai să vedem cum arată graficul. Deci, cu toate informațiile pe care le-am adunat până acum, o să distingem șase cazuri. O să începem cu A pozitiv și delta mai mare decât 0. Deci, repet, acum fac schematic doar, da? Ca o schiță. Dacă A este pozitiv, înseamnă că parabola este cu brațele în sus. Dacă delta este mai mare decât 0, înseamnă că am două soluții reale distincte. Deci se va intersecta cu ax sau x în două numere uh, distincte. Deci să zicem că arată așa, da? Bun, ăsta este x1 și aici este x2, aici este vârful care este de coordonate minus b pe 2a minus delta supra 4a. Bun. Ei bine, pentru această parabolă observăm că cum aici avem minus b pe 2a și minus delta supra 4a, Dreapta care trece prin minus B pe 2a, adică x egal cu minus B pe 2a este axă de simetrie pentru parabola noastră. Bun, hai să vedem. Dacă Aul este pozitiv și delta este 0, asta înseamnă că am o singură soluție, da? pentru ecuația f de x egal cu 0, deci înseamnă că se intersectează cu graficul nostru, într -un, cu, se intersectează cu O într-un singur punct. Ok, deci asta înseamnă că vârful e de coordonate minus b pe 2a și 0 de data aceasta, da? Bun, la fel minus b pe 2a este axă de simetrie. Dacă aul nostru este pozitiv și delta este negativă, asta înseamnă că nu se intersectează cu axa X, deci înseamnă că parabola va fi situată deasupra axei ox, ia să punem noi ox și oy. La fel... Aici este vârful, care este de pot să trec x vârf și y vârf, da? unde x vârf e minus b pe 2a, y vârf e minus delta asupra 4a. Acum, dacă tot avem aceste schițe ale graficului în față, deci, repet, x egal cu minus b pe 2a este axă de simetrie pentru parabola noastră, dar putem să citim și imaginea funcției noastre atunci când aul e mai mare decât 0. Deci ce mă uit? Că imaginea de unde? Unde am valori? De la y vârf în sus. Aici, aici de la 0 în sus, dar 0 este y vârf. Și la fel aici avem de la y vârf în sus. Deci, imaginea funcției de gradul al doilea, atunci când aul este mai mare decât 0, este de la y vârf la plus infinit unde Y vârf, repet, este minus delta supra 4A. În celelalte trei cazuri, atunci când delta este, când a este negativ, vom avea. Deci A mai mic ca 0, la fel acum luăm delta mai mare ca 0, deci parabola este cu brațele în jos și se intersectează cu axa OX în două puncte distincte, deci va fi așa, și la fel, acesta este vârful. X-vârf, iar este axa de simetrie. X-vârf, Y-vârf și vedem pe desen că V-ul este un punct de maxim, da? Atunci când A-ul este mai mare decât 0, vârful nostru este un punct de minim, este cel mai jos pe grafic. Bun. Dacă A este mai mic decât 0, delta este 0, atunci el o să arate așa și dacă aul este mai mică ca 0 și delta este mai mică decât 0, atunci o să fie sub axa OX. Ok, atunci când delta este 0 și graficul nostru se intersectează cu axa OX într-un singur punct, mai spunem că graficul este tangent axei OX, da? Deci când auziți de graficul funcției de gradul al doilea tangent la axa OX, înseamnă că delta este 0 în general când spun că este când vorbesc în matematică de grafice tangente sau drepte tangente da? sau dacă mă țineți minte de când erați mai mici de dreapta tangentă cercului înseamnă că se intersectează într-un singur punct evident că dacă vreau să fac intersecția graficului cu axa OY, deși pe schițele noastre nu se intersectează cu OY, asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla, trebuie să rezolvăm F de 0 egal cu Y. Haideți să vedem cum studiem monotonia funcției de gradul al doilea. Dacă ne uităm la grafice, vedem că pe un interval este strict crescătoare, cum ar fi veni aici, și aici este strict descrescătoare. Bun. Ce n-am spus aici? Dacă tot ne-am întors, putem să trecem imaginea funcției. Imaginea funcției unde o să aibă funcția noastră valoare aici? și de pe o Y. De la Y vârf în spre minus infinit. Deci este de la minus infinit la Y vârf. Deci cum spuneam, vedem că funcția noastră, indiferent de cum arată, da, își schimbă monotonia. Aici este descrescătoare și apoi este crescătoare. Bun, Asta înseamnă că și aici o să depindă totul de a. Da? Dacă a este mai mare decât 0, când aul este pozitiv, între minus infinit și minus b a, cum o să fie funcția noastră? Deci aul este pozitiv. Între minus infinit și minus b a, observăm că funcția este descrescătoare. Deci aici o să fie descrescătoare și apoi aici o să fie. Crescătoare. Când aul este negativ, de la minus infinit la minus BPA, adică la y, la x vârf, observăm că funcția este crescătoare, iar de la minus BPA la plus infinit, funcția este descrescătoare. Și cum spuneam, în acest caz am un punct de minim și în al doilea caz am un punct de maxim. Iar pentru a studia semnul funcției de gradul al doilea. Ce trebuie să facem? Dacă ne uităm din nou la grafice, o să observăm că între rădăcini, da, de exemplu aici, între rădăcini, graficul nostru se află sub axa Ox, deci are avem valori negative, pentru că punctele de aici, da, reprezintă un y negativ. Deci între rădăcini avem valori negative, adică semn contrar lui a. În afara rădăcinilor avem semnul lui A. Și asta se întâmplă și când este negativ, da? Când A e negativ, între rădăcini, graficul se află deasupra lui OX, deci valorile sunt pozitive. Și când am în afara rădăcinilor, observăm că avem semnul lui A. Bun. Deci, asta înseamnă că dacă A este pozitiv, de la minus infinit la x1 avem plus. Între x1 și x2 avem minus, între x2 și plus infinit avem plus, iar când a e negativ este invers, da? Evident, în x1 și x2 punem zerurile și dacă cândva uităm acest lucru, deci repet, între rădăcini avem semn contrar lui a, în afara rădăcinilor avem semnul lui a. Dacă se întâmplă să uităm, ce facem? Dăm valori dăm o valoare lui x pe minus în, în intervalul minus infinit x1, calculăm f în numărul respectiv, dacă ne dă cu plus pe intervalul respectiv o să fie cu plus, dacă ne dă cu minus, cu minus, da? Și așa facem pentru toate cele trei intervale. Să vedem un exemplu în care avem nevoie de semnul funcției de gradul al doilea. Deci, trebuie să rezolvăm inecuațiile. Cum rezolvăm o inecuație? Prima și prima oară trebuie să rezolv ecuația atașată. Da? Deci repet că vreau să aplic aici semnul funcției de gradul al doilea. Deci pentru 1. Ecuația atașată pentru că, atenție, noi nu aplicăm delta pe o inecuație. Delta se aplică atunci când am egalitatea cu 0. Deci ecuația atașată este minus 3x pătrat plus 6x egal cu 0. Acum pot să aplic delta sau pot să dau factor comun 1 minus 3x și o să avem minus 3x pe lângă x minus 2 egal cu 0. Un produs este 0 când unul dintre factori este 0, deci asta înseamnă că avem două posibilități. Ca minus 3x să fie egal cu 0, deci aici avem un x1 egal cu 0 și al doilea caz când x minus 2 este 0, deci asta înseamnă că avem un x2 egal cu 2. Și ce credeți că o să facem? O să facem tabelul de semn. Deci, avem x, aici avem minus 3x pătrat plus 6x, minus infinit și plus infinit și evident cele două rădăcini în ordine crescătoare, da? 0 și 2. Bun, aici punem 0, punem 0, că acolo se anulează minus 3x pătrat plus 6x. Și acum, între rădăcini am semn contrar lui a, deci plus. În afara rădăcinilor am semnul lui a, deci minus. Noi trebuia să rezolvăm uh, minus 3x pătrat plus 6x mai mic decât 0. Și mă uit, pe ce intervale am valori negative? Păi, pe minus infinit 0, intervalul îl citim de sus, da? reunit cu 2 plus infinit. Deci, în cazul acesta, x aparține lui minus infinit 0 reunit cu 2 plus infinit. Intervalele sunt deschise. Dacă aici aveam mai mic sau egal decât 0, atunci trebuia să închidem intervalele la 0 și la 2. La al doilea exemplu avem x pătrat plus 4x plus 9 mai mare sau egal decât 0. Bun și vom rezolva ecuația atașată, o să vedem că avem nevoie de aceste inecuații și la alte tipuri de funcții. Când trebuie să rezolvăm poate chiar ecuații cu alte tipuri de funcții și trebuie să punem niște condiții de existență. Deci ecuația atașată este x pătrat plus 4x plus 9 egal cu 0. Calculăm delta. B pătrat, 4 la a doua, minus 4 ori 1 ori 9. Deci, delta o să fie 16 minus 36, adică minus 20. Păi ce facem? Că delta e negativă. Dacă delta este mai mică decât 0, înseamnă că x1 și x2 nu aparțin mulțimii numerelor reale. Și oare, în acest caz, ce se întâmplă cu semnul funcției noastre? Păi să facem tabelul de semn. Dacă facem tabelul de semn, vom avea x, x pătrat plus 4x plus 9, minus infinit și plus infinit. Păi aici ce se întâmplă? Nu am rădăcini, deci nu am între rădăcini, deci înseamnă că peste tot este semnul lui A. Deci peste tot o să fie pozitivă, doar că această inecuație nu o să fie niciodată egală cu 0, ci o să fie strict mai mare decât 0. Deci din tabelul de semn rezultă că x pătrat plus 4x plus 9 e mai mare decât 0 pentru orice x real. Așa se întâmplă și când delta este 0. Dacă delta este 0, asta înseamnă că am o singură rădăcină, nu am între rădăcini, deci peste tot o să fie semnul lui A. Bun, să mergem acum să trecem în revistă tot ce am discutat. Azi am studiat graficul monotonia și semnul funcției de gradul al doilea și am văzut că totul depinde de A, adică de coeficientul lui x pătrat atunci când funcția noastră este de forma A ori x pătrat plus B ori x plus C. A, deci A, dacă e pozitiv, parabola este cu brațele în sus și ne zâmbește, dacă A este negativ, Parabola este cu brațele în jos, deci este tristă, așa cum sunt și eu și cred că și voi, pentru că această lecție se termină. Pe data viitoare! Ei bine, sper că v-a plăcut lecția pe care Alina Ciocan, profa noastră cool de matematică, v-a prezentat-o. Iar acum, să vă spun și eu unde ne găsiți, în afară de micul ecran. bine, ne găsiți pe YouTube, pe canalul Metropola de YouTube, în listul After School, unde găsiți voi acolo absolut toate lecțiile predate de profii noștri cool, dar și edițiile live. Și nu uitați, dacă vreți să vă pregătiți meticulos pentru examenul de bacalaureat, puteți lua fiecare lecție în parte, dați pauză, n-ați înțeles, dați înapoi, exact cum sunteți voi obișnuiți de pe rețelele de socializare. Dar... Dacă aveți voi fi un cunoscut care se pregătește pentru examenul de evaluare națională, acolo găsiți absolut toate lecțiile din sezonul trecut unde v-am pregătit pentru acest examen important. Și nu uitați, în weekend suntem în reluare. Sunt Ionus, proful vostru de dirigenție și ați urmărit After School Învățăm Împreună.